lui, care spunea el, lucrez aplicat pe volumele Confrații. O altă, să spun... Da, încă vreau să vă vorbesc despre vraja pe care o produce Porțiarul. Este ceea ce vă spuneam la început cu nefirescul care devine firesc. Cititorul este captat treptat în această poezie. Este prins în monotonia ei și este fascinat de momentele evanescente. Și Porțiarul e o poezie cu întreagă retorică. Eu v-am citit accentuând parantezele, accentuând după aceea liniile orizontale din text, repetițiile, toate acestea fac parte din recuzita lui Mircea Ivănescu și vraja aceasta pe care o produce asupra cititorului, la un moment dat se înseamnă mare poezie. Cititorul se poate întreba de ce? Cum? Cum ajung eu să fac asta? În momentul în care intră, nu se mai poate opri. Aceasta este marea artă. Și aș vrea să mai spun încă ceva despre personajul feminin care există în majoritatea poeziilor lui Mircea Ivănescu. De fapt, personajul feminin este o epifanie a absenței. Pentru că fie că se numește Chiofer sau Chiofer de Lisa sau Ioana și așa mai departe, acel personaj feminin nu este decât un surogat a ceea ce distruge. Și aici, Clodica Dună, Raluca Dună, o mare dreptate într-un eseu pe care l-a scris despre Mircea Ivănescu, de fapt i-a învejit și ediția scrierului, fratelui lui, Emil Ivănescu, despre care poate altcineva va vorbi aici. Și spune în acest poem despre personajul feminin de aici, deci nu era din tâi, ea era odată, altă dată, alte dăți, alte ori. Și acest personaj se repetă. Poetul încearcă, accede către o apropiere de acel personaj, dar întâlnirea nu se produce niciodată. Poate e o replică postmodernă la un vers evanescent. Mulțumesc.